Judecătorii din Craiova au dat verdictul final în dosarul dintre primarul Ion Ciocea și organizația județeană PSD Gorj. Primarul din Bustuchin a pierdut procesul pe motiv că a formulat prea târziu recursul la sentința dată în iarnă de Tribunalul Gorj. Ion Ciocea a sperat să obțină de la PSD Gorj recunoașterea locului 2 pe listele pentru Camera Deputaților la alegerile din 2016 și banii care îi se cuveneau ca parlamentar vreme de 4 ani. PSD Gorj a fost reprezentat în acest proces de Anca Bordușanu, care este și purtătorul de cuvânt al organizației. Aceasta spune că nu a avut niciun moment emoții în privința verdictului dat de instanțele de judecată. Ca și după sentința de la Tribunalul Gorj, reafirm și de această dată că este o victorie personală a mea, mai ales că este prima bătălie pe care o câștig pentru partidul pe care îl reprezint. Pentru mine și colegii mei, lucrurile au fost cât se poate de clare de la început. Mă bucur foarte mult că ambele instanțe de judecată, și cea de la Târgu Jiu, dar și cea de la Craiova, au văzut că noi, ca organizație politică, nu am comis nicio ilegalitate. Domnul Ciocea nu mai este membru al PSD Gorj din momentul în care a decis să candideze ca independent. Așa prevede legea și din acest punct de vedere lucrurile sunt cât se poate de clare, indiferent de ce ar putea spune dumnealui, afirmă purtătorul de cuvânt al PSD Gorj. Ion Ciocea a candidat ca independent la Senat, dar a pierdut alegerile cât și calitatea de membru al PSD.